prin care tu, la sfârșitul acestuia, vei fi cu mai multă energie față de când ai început. Doctor Movement. Doctor Movement se ocupă de mișcare. Ok? Da. Însă, deci corpul nostru clar are nevoie să se miște. Corpul nostru e făcut să se miște. Ai nevoie să-ți miști corpul. Însă cum îl miști și în ce mod îl miști este foarte important. Pentru că noi știm doar să mergem la sală și să tragem de noi. Acolo l-aș încadra, după cum știi și tu, conceptul de workout. Da? Da. Te duci și consumi energie pentru ceva. Însă am învățat și despre conceptul de work-in, care poate aduce în echilibru, da, tot ceea ce cheltui ca energie. Bun? Nu poți tot timpul să cheltui, clar. Dacă stai să te gândești, nu poți tot timpul să dai energie. Ai nevoie și de momente în care să te încarci cu energie. Normal, da. Bun. Și aici e foarte important. Pentru că, uite, de exemplu, luăm antrenamentul. Antrenamentul pentru organismul unora, ok, poate să devină un stres. Bun? Corpul tău fiind sub stres, bineînțeles, își blochează arderile, își blochează crearea de țesut muscular, își blochează absolut tot. Sistemul tău imunitar este blocat, pentru că sângele tale se duce în mâini și în picioare, pentru ca tu să te pregătești să fugi. Însă întrebarea mea este, tu chiar ai nevoie să fugi tot timpul? Și îți spun eu că nu. Și conceptul de work-in mi s-a părut foarte interesant când am auzit despre el și când am început să-l pun în practică, mai ales. Deci, practic, conceptul de work-in este un antrenament, hai să-l încadrăm ca un antrenament, da? Da. Prin care tu, la sfârșitul acestuia, vei fi cu mai multă energie față de când ai început. Și mi se pare un lucru wow, un lucru foarte tare. Și aici intră așa, poți să faci, de exemplu, plimbarea, poate să fie work-in. Hai să luăm așa, orice antrenament sau orice mișcare care nu îți crește pulsul este încadrat la working. Ok? Și aici poate să fie tai chi, qigong, respirații, meditație, yoga. Yoga, depinde și yoga, deci să nu-ți crească pulsul. Adică, de exemplu, mișcarea, plimbarea poate să fie working, deja un mers accelerat poate să te ducă în workout. Ok? Să nu mai spun și de alergare. Și atunci, foarte important este echilibrul acestora. Deci te duci la sală, dai nevoie și să echilibrezi din partea cealaltă cu work-in. Faci workout, work-in. Poate unele persoane, de exemplu, au nevoie, de exemplu, o persoană care are un nivel de stres foarte mare, eu ce aș recomanda este să înceapă doar prin work-in, să facă o perioadă doar work-in, pentru că corpul, cu siguranță, are nevoie să asimileze energie. Să se încarce cu energie. Și aici poate să fie din nou și o împământare. Pur și simplu te duci, desculți pe iarbă, îți pui tălpile pe iarbă și permiți corpului să se descarce de energie și să permiți pământului să te încarce din nou cu energie. Minunat. Și spune. Cum practici în viața ta working-ul și workout-ul? Păi, da, vorbim de echilibru. O zi mă antrenez, o zi work-in. O zi mă antrenez, o zi work-in. Poate sunt unele momente în care chiar nu vreau și nu simt că nu am nevoie să mă antrenez și poate să fie și trei zile de work-in una după cealaltă. Nu este nicio regulă. De asta am spus, foarte important este să-ți asculți suportul. El îți spune tot timpul. Tot timpul îți spune. Însă noi dacă suntem tot blocați în conceptul de no pain, no gain, da? Da. Nu cred că mergem pe drumul cel bun. Conceptul de no pain, no gain, acolo sunt, după părerea mea, pentru atleți, pentru sportivii de performanță, da? În niciun caz pentru orice om. Da, un om normal care vrea să crească și să se dezvolte și să fie fericit până la urmă. Nu neapărat campion mondial. Exact. Păi asta e chestia Mario, pentru că noi suntem bombardați, după cum spuneam, cu tot felul de reclame, de informații și pe Facebook și pe televizor
și vezi, îl prezintă pe un tip care are un six-pack și așa, și el îți spune în reclamă, ajungi în 24 de zile ca mine. Și tu habar n-ai de unde pleacă persoana respectivă, poate să fie supraponderală sau poate să fie, știi, fără masă musculară. Deci nu ni se livrează încă, nu ni se livrează informațiile corespunzătoare pentru corpul nostru. Clickbait-uri. Dar nici măcar nu sunt clickbait-uri calitative, astfel încât să-i ajute pe oameni. Și din contră să îi întristeze că nu le-a reușit, nu-i acel rezultat pe care și-l așteptau. Exact. Exact. Și noi ce mai facem este că, uite, să luăm mișcarea în sine. Acum și tu, dacă te gândești, cu siguranță cunoști pe cineva care își parchează, de exemplu, mașina până în supermarket, dacă se poate. Da, da. Și e în stare să dea 5 ture de parcare până se eliberează locul acela care e chiar la intrarea în supermarket. Ce vreau să spun cu asta? Sau să o parchezi până în scară și te ceri cu vecinul că de ce ai parcat pe locul meu, că ăla e locul meu, ăla nu, pe locul lui și uite așa. De ce? De lene. Pentru că noi, practic, vezi tu, ne rezumăm la ora de mișcare de no pain, no gain la sală și uităm, practic, să mai mergem pe jos până la cumpărături, să ducem plasele în mână, să ducem un ghiozdan greu în spate, care sunt pur și simplu niște mișcări de bază și mișcări pentru corpul nostru. Noi asta facem, împingem, tragem, ridicăm deasupra capului. Da? Astea sunt mișcări primare. Sunt mișcări primare și nu le mai facem. Asta e, de fapt, problema. Și din ce, și din ce cauză crezi că s-a ajuns în acest punct? Comoditate. Comoditate. Și pur și simplu nu-ți spune prea multă lume, dar nici nu trebuie să spună. Acum, serios, să mergi pe jos, nu cred că te-a învățat cineva, ai învățat tu, pur și simplu. Da. Înțelegi? Doar că trăim într-o lume modernă, dar cumva trăim într-o lume prea modernă, cred eu, și uităm esențialul, uităm baza. Asta uităm noi, baza. Ai perfectă dreptate. Și așa ne și ducem, deoarece fără bază nu ai cum să construiești ceva. Exact. Și oamenii vor, exact, din câte am observat, vor lucrurile rapid, fără să facă lucruri pentru ele. Vor o pastilă magică, cum se spune. Da, asta bineînțeles, da, dacă se poate într-o zi. Deci, nu știu, un exemplu, te-ai îngrășat în 10 ani și te aștepți cumva să fie într-o zi, două lună maxim. Înțelegi? Da. Și te iei după tot felul de diete de pe internet, diete de la oameni pe care nici măcar nu te cunosc, deci nici măcar nu stau de vorbă cu tine, nici măcar nu știu cum arăți, da? Sau ce mai ai pe lângă, ce nivel de stres ai, cum stai cu somnul, dacă de fericit ești. Nu te întreabă nimeni și atunci tu aștepți cumva în 24 de zile, cum spune omul reclamă, să ajungi pe el. După care devii frustrat că n-ai ajuns și încerci altă dietă și încerci altă dietă și încerci altă dietă și de fiecare dată când tu încerci o altă dietă, metabolismul tău scade. Și în loc să faci ceva bun, devii mai prost. Asta este. Eu sper că o să vină momentul să ne trezim și o să vină momentul în care, uite, acum, de exemplu, cu pandemia, cumva am fost încântat de faptul că vedeam mai mulți oameni în parcuri. Deci cumva au reușit, apreciază acum mai mult, nu știu, natura sau, știi, e un lucru foarte fain. Ai văzut că într-un rău există și un bine. Normal, orice rău există și un bine. Poate chiar mai multe bineuri. Da, nu se poate nici bine fără rău și nici rău fără bine. Cel puțin pe acest pământ. Exact. Doar că uităm basic, uităm baza. Baza care este foarte simplă. Foarte, foarte simplă.